ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința Consiliului Local. Prezenta ședință a fost convocată de către primarul Comunei Asă, în conformitate cu prevederile dispoziției numărul 277 din 8 decembrie 2021. Prin prezent majoritatea consilierilor locali, declarăm deschisă prezenta ședință. Iar pentru început, am să vă rog, dacă sunt amendamente, pe procesul verbal al ședinței din 25 noiembrie 2021, ați avut puse pe adresele de mail procesul verbal, dacă avem ceva amendamente ca să le consemnăm. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, super. Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar în vederea prezentării ordinii de zi a prezentei ședințe. Bună ziua și bine ați venit! Program privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local Asău în ziua de 16 decembrie 2021, ora 4. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022, inițiator primar. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Asău, inițiator primar. 3. Proiect de hotărâre privind taxa specială pentru utilizarea infrastructurii publice locale, în paranteza drumurilor comunale aflate în proprietate sau administrarea comunii, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor, condițiilor de majorare a impozitului pe credit și terenuri neîngrijite situate în intravilanul comunei Asău și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, inițiator primar. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Asău pentru anul 2021. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2021 și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2022, inițiator primar. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind activitatea Poliției Locale Asău pentru trimestrul 1-3 a anului 2021, inițiator primar. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică a Comunei Asău, inițiator primar. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea divizului general actualizat pentru investiția în realizare, canalizare și stații de curare, extindere rețea apă în Comuna Asău, județul Bacău, inițiator primar. La modificarea ordinii de zi, avem un proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare referite la anul școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Asău, inițiator primar. Probleme diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022. Inițiator, primarul Emilian Budacu. Avem discuții? Comisie de specialitate. Comisia economică aviz favorabil, Comisia pentru administrație aviz favorabil, Comisia pentru învățământ are un amendament, căruia dau citire. Amendament făcut de către domnul consilier Onica Cătălin, conform notei explicative la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2022, propun acordarea scutirii taxei de salubrizare pentru veteranii de război, persoanele cu handicap și reprezentanții legale ai minorilor cu handicap, având în vedere faptul că se încadrează în categoria de risc social și economic. Și bine? Să fie bine? Da, este domnul primar, că dați voie. Domnul președinte de ședință, este vorba despre taxa de salubrizare pentru persoane din categoria de risc, pe care le consider cele mai predispuse riscului, persoanele veterane de război, având în vedere că avem 16 veterani de război, persoanele cu handicap 205 persoane și reprezentat legal al minorilor 6 persoane. Eu consider că nu este o sumă... Da, domnul primar. A fost dezbatere publică. Da. Trebuie să facă niște calcul. De ce n-ați participat la dezbatere? Da. Am vorbit și cu celălalt domn consilier local. Dezbaterea publică a fost la ora 10 posibil noastră. Mulți dintre noi avem servicii și nu am putut ajunge la dezbaterea publică. Eu am...
Știu, eu am depus acest amendament acum. Eu am depus acest amendament acum. Se analizează conform notei explicative, unii ne permite și avem dreptul să depunem acest amendament, da? Ca să acordăm această reducere pentru aceste persoane. Dacă dumneavoastră considerați, domnilor consilieri locali, către dumneavoastră mă adresez, că noi decidem, noi suntem factorul decident, deliberativ, că aceste persoane merită scutirea de taxa de salubrizare, care nu e un fort atât de mare pentru noi, ca și administrație publică locală, 27.000 de lei. Haideți să ajutăm aceste persoane. N-am propus micșorarea taxei, am văzut că tot 10 lei de persoană. N-am propus pentru toate persoanele, pentru casele nelocuite la nivelul comunei său. Am observat în proiectul de hotărâre că proiectele de hotărâre supuse astăzi la vot, că mai cresc unele taxe pe acolo. Haideți măcar pe această taxă, pentru aceste persoane, să o reducem. Ce spuneți? Propun. Asta e o informație eronată, cresc taxele. Nu, se mai înființează unele taxe, încerc cu de, rectific. Se mai înființează unele taxe, fiți acolo. Haideți să... Păi dau de nu uicare. Da, haideți să propuneți. Care taxe? Ajungem acum. Bun. Se propune înființarea taxei procesare documente privind bunuri mobile și mobile în cuantum de 20 de lei pe dosar. Se propune înființarea taxei închiriere teren suport în afară de program în cuantum de 50 de lei pe oră. Deci înființarea. Așa? Deci două taxe, da? Modificarea taxei pe comerț stradal de la 20 de lei la 30 de lei. Aici e o creștere, da? E o creștere. De la 20 la 30 de lei. Este o creștere. La comerțul stradal. Bun. Bun. Dar eu propun astăzi acest amendament. Dumneavoastră, vă gândiți. Încă o dată, nu a fost posibilitatea ca să pun amendamentul ieri, doamna secretară, v-am spus, datorită serviciilor pe care le avem. De asta am stabilit cu celălalt colegi consilier, domn primar, să propunem amendamentele, știți dumneavoastră, cu o oră, cu două ore înainte, în ziua... Da. Dacă proiectul de hotărâre, mai puțin, dacă nota explicativă nu ne permitea acordarea discutirii pentru această persoană, cu siguranță că nu puteam propune un astfel de amendament. De aceea consider oportună aprobarea, stimați colegi consilieri. Haideți să ne gândim la oamenii ăștia. Am fost votați de ei, nu numai în primul rând, nu contează. Da, imediat să-mi termin și eu cuvântul, domn președinte, și ședință și face dacă putem, mă rog și pe doamna ca să argumenteze dacă am sau nu dreptate, dacă este sustenabil sau nu. 27.000 de lei, 27.240 de lei. N-ar fi un efort extraordinar pentru noi. Dar am ajutat persoanele astea care sunt cu... Păi așa scrie, total 227 de persoane, ori 120 de lei pe an. Deci, ați înțeles, domnul primar? Deci, scutirea de taxe de salubrizare pentru persoanele veterane de război și persoanele cu handicap. Atât. Nu mai. Dacă considerați oportun, propunem la vot. Bun, doamnă, vă rog. Bună ziua. Să rog. Deci, în primul rând, în ce privește taxele acelea nou înființate, la una dintre ele aș avea de făcut o precizare. Taxa aceea de procesare documente în valoare de 20 de lei este, de fapt, taxa de urgență, care era în valoare de 50 de lei și s-a modificat. Deci nu e taxă nouă înființată. Așa, deci e una venit redusă. Mare rău, în proiect nu scrie. Ba da, scrie. Nu scrie, dar dacă nu te informezi. Și asta la propunerea domnului primar. Cu informare. Eu spun punct ce scrie. Doamna a argumentat că am înțeles. Am notat că este o modificare de taxă. Da, deci s-a renunțat la propunerea domnului primar, s-a renunțat la taxa de urgență de 50 de lei și s-a înființat taxa de procesare documente 20 de lei. Foarte. Așa. În ce privește scutirile la care faceți dumneavoastră referire, deci sunt exact numărul de persoane pe care le-ați menționat, 16 persoane veterani de război, 205 persoane cu handicap, reprezentanți legale ai minorilor cu handicap, 6 persoane. Deci 227 persoane cu 120 de lei an impozit ar însemna o scutire de 27 de lei, 27.240 de lei acordată. Acești bănuți nu se suportă din bugetul primăriei, vor trebui suportați din bugetul, din buzunarul celorlalte persoane. Având în vedere că avem 5.200 de persoane plătitoare de impozite și taxe, dacă dăm de o parte, deci vom scădea 227 persoane cu handicap, mai rămân 4.970 persoane plătitoare de taxa de salubritate. Dacă aceste persoane vor suporta
cei 27.000 de lei, înseamnă că le vor crește taxele, taxa de salubrizare, de fapt, cu, n-am calculatorul, 10-12 lei cât de persoană. Deci eu nu Da. Deci, matematic, asta este, dumneavoastră vă trebuie. Să înțeleagă, să știe și cetățenii ce înseamnă taxa de salubrizare. Taxa de salubrizare, noi o colectăm de la cetățeni și o virăm la DIS. Deci primăria atâta face, doar colectează și virează banii ăștia. Nu ia oamenii, noi așa. Noi atât luăm în jurături. Noi nu luăm bani, nu-i facem bani. Deci nu noi stabilim prețul ăsta, nu noi. Adisul mi-a spus, domnule, întrucât și persoana cu handicap face cu noi și persoana care e asta, veteranul de război, toată lumea sunt scutite de la alte taxe, persoanele astea, deci la taxă pe teren, la taxă pe clădini. Dar la taxă pe gunoi nu se poate, deoarece face gunoi. Și trebuie să plătească. Dacă nu o să plătească, ei o să plătească ceilalți. Deci noi, în momentul ăsta, dacă îi scutim, foarte bine, dumneavoastră decideți dacă îi scutim. Dacă îi scutim pe dânsii, cu mâna asta care, care îi dăm la dânsii, trebuie să luăm de la dumneavoastră, de la ceilalți cetățeni. Și mai punem la 120 cât e acum, mai punem încă 10 lei, să fie 130 sau cât, mai mult. Deci dumneavoastră hotărâți acum acest cei care au 4-5 copii, dar nu dați voi, au 4-5 copii și mai sunt încă două persoane în casă, deja sunt 6 persoane care vor plăti cu încă 10 lei în plus la această taxă de solidaritate. Dar atunci o să întrebe și ei, eu de ce să mai plătesc pentru copilul ăla mic? Și o să se superi și ei, fiindcă nu toți au posibilități financiare și trăiesc destul de greu. Da, adică trebuie să te gândești la varianta aceasta. Și oamenii aceia trebuie respectați, dar și ceilalți. Și atunci au, că au scutiri de la celelalte taxe toate, scutiri. Deci persoane, veterani de război, persoane cu handicap. Da, dar la taxa pe gunoi nu se poate. Dacă o discutim pe dânsii, o să trebuie să nu lege că noi trebuie să virăm banii ăștia. Vă dați seama, noi trebuie să virăm bani pentru 5.200 cât se numește. Noi virăm pentru 5.200, da. Exact, noi trebuie să virăm banii ăștia. Deci ar trebui intervenit un pic recalculat această cifră. Se pare că sunt mai puțin decât cifră. Sunt persoane care și-au schimbat domiciliul de localitate. Nu vrea să-ți face lege să nu. Da, da. Da. Aici. Dacă îmi permiteți, domnul președinte? Așa. Mulțumesc mult, doamnă, pentru lămurirea dumneavoastră. De ce am venit eu cu acest amendament? Tocmai pentru că nota explicativă ni se permitea acest lucru și nu scria nicăieri nota explicativă, doamnă, că dacă reducem de aici, creștem taxa. Așa ceva nu scrie. Ori scrie și n-am văzut eu. Dar nu trebuia să scrie și dacă, păi nu, dacă permiteți, scrie așa. Consiliile locale pot acorda reduceri sau scutiri pentru și avem categoriile de persoane. Total 227 de persoane, 27.240 de lei. Nu am găsit nicăieri în proiect, că dacă noi am reduce aici... Vă rog, stați ca să ne înțelegem pe rând. Deci aveți reprezentat la întâlnirea așa de dezbatere. Nu s-a propus așa ceva, nu s-a propus reducerea. Că dacă se propunea scutirea sau reducerea, probabil v-ați să aminte că noi am avut o conversație pe taxă anul trecut, pe taxa de salubrizare. Toată lumea da, astea. Așa, și propuneam și spuneam vreau că nu putem într-adevăr pentru persoane care sunt plecate în străinătate, și acolo e discuții. Omul e plecat în străinătate, nu produce gunoi, de-o problemă spunea că da, când vine da, produce toate mai mult. Da, pentru că din vara sau câte și produce gunoi, da? 2 ani nu produce, dacă vine spune vreau că vine și produce mai mult. Discutabil. Părerea mea nu e, da? E discutabil. Dar aceste persoane, 227 de persoane, nu e un număr extraordinar. Nu e număr extraordinar. Sunt 27.000 de lei și sunt niște persoane în categorie de risc major. Că da. Sunt probabil persoane calculate cu grad 1, nu? De handicap. Dumneavoastră hotărâți. Eu vă întreb, situația. Din care propunerea de asta, de ce nu vei și cu soluții? Păi soluția, soluția cum o prima, stați că n-am înțeles, soluția ca să colectăm mai mulți bani sau ce spuneți dumneavoastră? Păi, cu centrul comun de ce forma? Soluția ca să... deci eu să vin cu o soluție cum colectăm noi mai mulți bani, adică cum? Ești consilier local, vin cu soluție, de asta te-o... Vin cu o soluție pentru persoanele care se află... Da, dumneavoastră, a venit cu o soluție pentru persoanele care se află în categoria de... Ca să-i scutim, dar vino și cu soluția să... Am înțeles. Să dăm banii, să-i dăm la acest. Deci îți plătim pentru bunul ăsta. Da. Nu plătim, nu vine să ți-l mai ia. Domnul Cătălin, vrem să colectăm aceeași sumă X. Doamnă, dar credeți-vă, poate vin ce sumă. Dau deoparte o sumă Y, automat, suma Z care rămâne trebuie strânsă de la celelalte persoane. Nu, nu e vorba de colectare în plus. De-acum. Noi trebuie să ajungem la aceeași sumă stabilită pe care trebuie să o dăm la DIS. Dacă oferă acea reducere pentru o categorie de persoane, e clar că toate celelalte persoane vor trebui să plătească plus.
Eu am spus să începem cu anul ăsta o chestie. Dacă era filmată dezbaterea publică, ați fi venit la ea cu siguranță și v-ați fi lămurit. Așa nu era filmată, nu v-a avantajat, n-ați venit și veniți aici să spuneți asta. Vedeți, iar, domnule, la discuții de vot, nu știu, sincer, vă place așa să ne contrazicem, filmane. Aici vorbim cum pe un amendament al Consiliului Local. Aduc aminte, un amendament al Consiliului Local. Pe care propunem la vot, domnul Dogariu. Vă rog frumos să vă atingeți la comentarii de astea cu filmane. Haideți să discutăm strict pe amendamentul de Consiliul Local. Da? Am motivat dezbaterea publică. Anul trecut am putut ajunge la dezbaterea publică, anul ăsta nu s-a putut ajunge. Am motivat destul de clar. Vreți să vă fac un desen ca să înțelegeți? Haideți, vă rog frumos. Bun. Propun, doamnă președinte, dacă se poate propune spre supuneți la vot. Dar amendamentul ăsta, dacă se ia în calcul, și domnul trebuie să vă lași doastră calcul, trebuie să mărească la ceilalți de localitate. Vreți șansa? Domnule, conform notei explicativii, noi putem să acordăm... Consiliul Local, dacă va decide... Supuneți la vot, vedeți? Da. Dacă mai sunt discuții, colegii consilieri, dacă doresc să mă desemnăm. Mai sunt discuții? Nu mai sunt. Supune la vot amendamentul domnului Cătălin Onica. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Da, vă mulțumesc frumos. Supune la vot proiectul în sine. Proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. 2. Împotrivă? Deci pentru... Mai ridicăm o dată. Deci cine este pentru? Împotrivă? 2. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a său. Inițiator primar Emilia Budată. Avem discuții? Comisia de administrație a vis favorabil, Comisia de învățământ a vis favorabil, amendament la Comisia Economică. Domnul Costel Nicodin dorește să mențină taxa de abonament trimestrial de Emetipul consumată prin rețeaua de hidranți la nivelul de anul trecut. Eu am dat mesaj domnului Câte să vină, dar... Tot așa a venit să văd cantitatea anul trecut și dar nu am venit și am zis mai puțin să vină. Rămas 3 metri. Au fost 5 și rămas 3, 4. Nu, cred că a venit cu 10 și rămas. S-au rămas 5. Mai puțin, cred că 5. Și acum cât să... Acum sunt 8. De familie pe ea. Știți, să vă acum ați văzut ultimele evenimente cu dacă îmi permite să... Sigur, am fost acolo seara. Cred că numai la incendiu ăsta au fost peste 100 de metri. De acord, care de acolo. Dincolo... Care 300 de metri? Da, numai 10 ciocăra mașini. O șase. Acel lua de dincolo la șase. Camioane care au... O să vedeți problema. Se întâmplă o chestie. Am găsit ieri o pierdere aici în primărie. Eu să fac... Nu știu cum și la seama incendiu. Nu știu de când cu ea. Canalizarea. Ce-a făcut cu primul? S-a descoperit canalizarea. O descoperit conducta principală de apă. Pe acolo a venit canalizarea. Și o detonat-o efectiv toată. Avem avarii, peste avarii, peste avarii. De acord, aici era... Factura adună. Și nu a fost vina lui, nu știu, acum încearcă să remedieze în urmă pe traseu pe care o ceva canalizarea. Dacă o legați conducta de altul, le dați din gard, de acolo trecea. Și nu știu ce s-a întâmplat. Vă rog, bine, nu știu de unde fugea. Deci avea timp de rut așa de la urmă. Nu știu, nu știu, nu știu, dar seama, Liviu, că nu ești afară nimic. Deci da, nu să avem de unde veni factura dublă, acum neașteptat. El își revenise deja, scăzuse pierdere la 28-30, nu știu cât era. E, acum, anul trecut, la timpul ăsta, au avut 35.000 factura pe apă, acum au 63.000. Dar au fost și incendii, au fost și... Da, ne ferește, mai nu vorbim de incendii. Mă putu veni Liviu, că cu băieții la comunitate. Pe ulița școlii, o arți de casă și nu s-o interveni la hidranță. Cum? Să nu, dar eu trebuie la apă. Hidranță de... Dar cum adică? M-a pus domnul... Nu, deci, nu a fost acolo, dar a venit aici la... Pe da, apă, nu? El a fost acolo, i-a dus cu tunea, adică, a venit la chestii de tavă. De la și plus că a venit și a încărcat mașina de ce din curte cu mașina. Mi se pare o sumă măricică, că la sucă un venit necuvenit, e un venit necuvenit pentru societate, pentru că lumea nu consumă.
Ai chierdere, extraordinar de multe, ai furturi, repede, furturi. Eu încercat să lucrează în domeniul acomodării. Am încercat să întreb cum am putea reprezi, domnule, ar însemna numai să intrăm în curtea fiecărui om, efectiv, să-i luăm, cum să... La rând eu găsit, o găsit destul de mult, dar acum trebuie altă problemă. Nu am dat cu coloana cu bune, să-l dau și atât, dar nu mai are loc, da. Domnul Poiu, legat de serviciul de apă, vreau să spun un lucru pe care l-am repetat de nenumărate ori, cel puțin față de domnul inginer Vânceanu, și l-am rugat să încerce, eu știu că personalul este redus, are un singur om cu care poate face treaba, dar ar trebui făcută regularizarea consumului măcar la 6 luni. Măcar la 6 luni. De ce? Iată ce problemă am găsit eu astăzi. M-am dus să plătesc apa. N-am avut factură. Pentru că, necitind la timp contoarele, am avut 6 metri cubi pe lună și acum pe plus eu. S-a ridicat. Deci fost, nu mai încasează nimic de la o serie de lucruri. A fost foarte numeroasă. A fost foarte numeroasă, știu, și cu sistemul de impostat pe piese. Eu l-am văzut, permanent l-am văzut, cu cei de la echipa care lucra la verificări, la canalizare, dar trebuie găsit o soluție, să fac o regularizare măcar la... De acum, dacă o să preluăm canalizarea asta, să termină doar cu pământul. Acum sunt în colas, înțeleg că ei acum nu pot să-și plătească salariile. Nu-și iau salariile. Nu-și iau salariile din asta. Da. Atâta. Da. Spune la vot amendamentul. Cine este pentru? Ce amendament? Cu modificarea. La valoarea de anul trecut. Acum e de 2 metri. Cantitățile au întregă anual. Domnul propus la valoarea de anul trecut, dar măcar nu știi cât are. Vente să ții. Da, dar să punem așa la vot și... Pune proiectul. Pune proiectul sau amendamentul? Amendamentul. Cine este pentru? Dacă nu știi, da. Sunt două, ești două... Da, nu pot să votez. Pentru amendament, se pune amendament. Cine este pentru? La ce anul? Spuneți-o. La amendamentul de la... Așa, precizați exact. Precizați exact pentru că v-ați... Un amendament sau proiect de superior. Cine la valoarea anului? Așa, amendamentul. Da. Deci cine este pentru? Mai trei persoane. Cine este împotrivă? Și abținem. Proiectul numărul 3. Da, proiectul 3. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru proiect. Abține, împotrivă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind taxa specială pentru utilizarea infrastructurii publice a drumurilor comunale aflate în proprietatea sau administrarea comunei. Inițiator primar Emilian Budar. Comisia economică a disfavorabil, Comisia administrației a disfavorabil, iar la Comisia de învățământ există un amendament al domnului consilier Tudorel care propune suma de 4 lei per metru cub. Discuție? Da, eu am zis că se merge tot pe suma care a fost, fiindcă este prea mult. Dublu este foarte mult. Ținând cont că lemnul de fost s-a scumpit cu 50 de lei. A fost 350 anul trecut și acum s-au făcut 400. Mai se văd două firme care mai fac exploatări, cred că 6 dispar. Cum consider? Cu domnii de la Comisie. Acum ei au fost foarte deschiși. Au zis, băi, da, aveți dreptate. S-a pus problema că ei încasează de la agenții economici pe drumul de la brigadă la deal, drum de pământ, 11 lei și per metru cub. Ciobănușul... Tot da, tot cam așa. 10 lei. Dar la drum comunal acolo... E nu încasează. E pus în metru da. Și noi, e aproape aceeași distanță, noi pe 15 km de asfalt, așa care circulă agenții economici, nu putem să încasăm, și asfalt, nu putem să încasăm 8 lei
care asfaltul a fost urmat în 2017 și astăzi a venit domnul de la Alconie, de la Coala Barte până la Santa, trebuie să-l plombeze. Și le-am spus, domnule, ce am zis, vă dăm, uitați camioane, cu ce până la trece. Nu-l plombează. Toarnă zmoală pe mijloc, nu-l în mijloc, nu-l încheie pe lume. Formatează fisurile, are și... Nu-l încheie la mijloc pe lume. Are și cum a la găștinei gaure, la ghiță, la ăsta ce gărit cu spiridonei gaure, la tine la poarte gaure, la... Domnul Vlad, trebuie să încep cu asta. Drumul ăsta suportă 7,5 tone. El pentru asta... Garanție, dar 7,5 tone. Dar fiecare știm cam cât tonaj are o mașină. Trebuie să ne gândim și la ceilalți cetățeni cu asfalt. Am așteptat cum am mai tine dată trecută, am așteptat 50 de ani să vină asfalt la poartă. Am așteptat... 3 ani stricăm. Trebuie să punem ceva de trebuie să pui în loc, nimeni nu zice să nu treacă, să nu acoperi, să nu facă. Oricum nu acoperi. Nu acoperi, sigur, dar dacă n-ai nimic... Cine ține evidența, domnul primar, ca noi? Poftim? Cine ține evidența? Aveți un proiect. Aveți un proiect, l-ați citit? Așa, da, am. Dar spuneți dumneavoastră. Nu, dar nu înțeleg întrebarea. Cine ține evidența transportului? Cine constată? Până acum noi n-am zis nicio evidență. Cum să ține? Agentul constatator. Aveți camere video, da? Cum? Aveți camere? Faceți un sistem video. Faceți un sistem, nu contează, domnule, nu contează. Deci până la urmă așa e depistați pe aia cu camere video, nu? Absolut, da, așa. Așa, domnule Dogariu, nu? Eu v-am spus că aveați un proiect, da? Da, aveam un proiect, normal, dar discutăm, nu? Dar discutăm. Dar dacă eu o trece o mașină din Dolj la ora 1 noaptea, cum îi luați dumneavoastră bani? Dar asta face sistemul. Asta face acel sistem, se reflează ca noaptea. Așa, și cine îi extrage banii din buzunar? Dacă citeați proiectul... Doamne, eu l-am citit. Domnul Pătrat, dacă îmi permiți după ședință să fiți sare fix acum. Da? Dar acum e o întreagă, deschidere forul, să-ți arăți, inclusiv agenții economici, de-aia pot spune agenții, când pleacă camionul, inclusiv fotografii îi face la camion și îl postează în sumar. Așa. Și noi, urmarea camerelor a sistemului din supraveghere video, care îl montăm la punctul de telefon, generează, vede camionul în sumar, deschidem sumarul și îți dă acolo, societatea comercială, cu autocamionul numărul, matriculare sau remorca. O încărcat, 48.5 metri, lemn și fapt, 2 metri cub lemn și lucru, și inclusiv fotografie opusă a bordă. Nu, nu este asta e vorba. Nu. Era să duce în cartul și pleacă la 12 noapte. Exact, cine bandează, Uite bani, omul. Noi avem societatea și impunerii. Nu permiți la societatea primăria de societatea. La fel din lună, la fel din 10 ori. La final, hai să vorbim unul ca să... Nu, trebuie o singură dată, mă duc în Dolj. Da. Cum iei banul ăla? Îi trimit la societatea comercială David, primăria, sau îi trimit la societatea conform, sub la oameni care în societatea aia e numărul mașinii. Asta am întrebat. Asta spun, sunt și alte variante, dacă... Nu, am o societate la București, au venit, aveam un lucru care poate... Și-au pus taxă numai pe lemn. Dar ceva nu? Să eliminăm o poliție locală din drum, să mai eliminăm un om în plus, să mai eliminăm din... Și, domnul Ioan, metoda de plată va fi și lunară sau doar așa prin metru cupe? Există și o... Cel care a stat și s-a făcut așa cu lunar. Agenții economici din echi din zonă de la noi pot să vină să plătesc ca început drumului, știi, băi... Da, cât îi? Cât îi? Nu, e confort sumarul, dar sumarul niciodată și pe sumarul. Au fost gândit în așa fel încât să plătească doar camioanele mari. Deci să nu plătească aia care trece cu 3,5 tone. Dacă omul duce cu 3,5 tone, duce cu furgoneta. 7,5. 7,5. Până la 7,5 se impostează. Ăla nu strică. Ăla lăsați-mi... Dar cum a fost la început, ceream că o corcă societatea exploatează 8.000 de metri cubi. Noi încasam pe 8.000. Ei nu. Acum, atât, doar cât trece cu camionul mare. Dacă trece 2000 plătești. Trebuie până la 8000 cât o licita și îl duce cu furgoneta, îl faci, știu eu ce faci din el, ăla nu mai plătește, dar ăla nu strică. Ideea e atât pentru alea care strică asfaltul. De asta am întrebat că există o metodă de plată lunară. Adică cineva avea pe unul, știi, domnule, am atât de metri. E pe care se face la sfârșit din lună, în funcție de ce s-a trecut. Pentru că a fost un abonament și sunt numai să rostogoleau, nu se potrivea nimic cu ele. Eu își plătea abonament, nu își plătea, deci nu l-a scris. Am încercat, efectiv, să marci în trece. Noi am avut taxa, asta am fost dat în judecată, am și pe procesul, a fost făcut recurs, am câștigat și recursul. Deci e o taxă legală care... Și noi numai la noi și...
Cum se face? Un fond separat nu este pentru casarea? Absolut. Și banii, așa, banii sol... care se încasează, așa, se folosesc doar pentru drumul comunal. Da. Deci noi, ca și consilieri, vom cere o statistică la 2, la 3 luni. Vrem să verificăm soldul, cât v-am sus strâns, o să după anunțim când... Nu se poate cheltuia. Exact. Strici în buget, deci băgați într-un fond în care se cheltuie doar pentru drumul comunal. Cel puțin la asta la 3 luni. Voi cere o statistică, o să văd o situație a banilor casa și unde se folosesc și cum. Mai avem alte discuții la amendamentul domnului Țucu la proiect. Se pune la vot amendamentul domnului Țucu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? N-ați votat nici la pentru, nici la pentru. Eu n-am dreptul. Da. Acum se pune la vot proiectul numărul 3, proiectul sindicului. Cine este pentru la proiect, poți să vă împotrivă, abține, toți. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor, condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intrabilanul comune a său și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv. Inițiator primar Emilian Bujar. Comisia pentru învățământ, 3 voturi pentru, 1 împotrivă. Comisia pentru administrație, 5 voturi pentru. Comisia economică, 2 voturi pentru, 2 abțineri și 1 împotrivă. Avem discuții? Da. Ce am înțeles, domnule primar, poate mi-ai explicat mai bine, că am citit proiectul, domnule Marian Dugariu, dacă vreți să spuneți cumva că nu l-am citit. L-am citit, dar poate mi-ai explicat și dumneavoastră. A glumit. Mai câte ori, da? Nu v-ați spărat pe mine. Ești răutăcios, am fost și de asta dezbatere. Știu că-s răutăcios. Nu era filmat. Dar v-am... Vă deserez data viitoare și vă trebuie. Da. Mai iese placa aia, nu mai scoate din cap cu filmarea. Da, în fine. Ea e o placă care s-o repetă. Ok. Care e comisia care stabilește exact punctajul procentual prin care o clădire poate fi considerat nelucrat sau un teren nelucrat? Care e comisia și cum exact ce stabilește? Comisia stabilește cum să faci tu parte din ea. Păi aici întreb, care e comisia? Că nu specific. Dar nu se stabilește comisia. Așa, și comisia asta n-ar trebui să fie specializată, mă refer, adică, da, domnule, unii... Înțeles că... Așa. Nu mi-e clar metoda asta. La taxă și impozite, la poliție locale și de ce nu... Am înțeles. Consilieri, polițiști locali și probabil un specialist, nu inginer în construcții. Așa, de la urbanism, nu? Bun. Mai departe. Mi se pare foarte mult. 250%, 350, 450. Ok, crești, da. Înțeleg, dar cotele sunt enorme. Cotele sunt enorme, nu? 450. Și 450%, da. Știți, au căzut o țiglă de pe complex la Varnea și era să cadă la un copil în cap? Au căzut lângă el la un... De acord, de acord. Și au văzut, dar uite, domnule, ce să faceți? De acord. Dar pe clădirea de la Varnea, de ce nu este îngrădită? Păi de ce nu e îngrădită? Clădirea de la Varnea, ce e la cineva, și clădirea la altcineva. Da. Primăria, efectiv... Noi cred că avem un regulament, nu? Al clădirilor care trebuie să-și îngrădească omul dacă e în caz de... Nu avem un regulament. Păi despre asta e vorba, asta nu putem. Aici este vorba de mărirea impozitului de... Păi aș trebuie, ce faci? Mă duc eu ca primărie să-i fac arbui acolo la casă? Trați la răspundere să-și împrejunească pe de... Păi cum poți să-i la răspundere dacă nu-i taxa? Cum merg asta? Avem un regulament stabilit. Doamne, omul îl redașe. Dacă nu respectă, ce faci? Hai că e un fără și tot fără, dacă nu-i dai bun. Pe clădire, hai să trecem puțin la pe teren. Spune că dacă nu e lucrat timp de 2 ani consecutiv, nu ți se pare că e prea puțin. Dau un exemplu. Domnul Cătoare Popescu este plecat în străinătate, Anglia, Germania, Italia, nu contează. Nu poate veni acasă din terțe motive. Motiv cum e și acum, da? Se pandemie, nu poate pleca de acolo. 2 ani au trecut, îl impozităm cu 290% dacă nu și-a lucrat terenul timp de 2 ani. Din cât e taxa? Nu, dacă nu, auzi, dar un pic, domnul Cătălin, una e dacă nu și-a îngrijit și una e a îngrijit pământul. Uite când treci pe apa asta, dați-i treabă, dați-i treabă. Tot un gard rupt, părăsit, și i-am rugat frumos, am trimis poliția locală, am dat științe. Necosit, ne... Păi una e nelucrat și una e negrijit. Dom'le, înseamnă că... Păi la fel, că e metoda cam neclară de a stabili. Crea domnul Puiu, am văzut în minuta și am văzut că... Cam nu? Nu e cam neclar de a stabili cum e negrijit. Nu e serios, ai făcut filologie, chiar nu înțelegi diferența?
comisia care se stabilească, deci cam neclară treaba acum, adică... Încă un lucru. Cum îl pun de 29% puncte procentuale între 30 și 60%? Un cetățean unde a sesizat faptul că vecinul lui, n-ar vrea să-ți dau nume acum. Era crescut bistigar, nu știu ce vegetație, din numai... Bălării. Purca și trafic, bălării era. Ăla este neîngrijit. Treaba lui dacă își punea ceapă sau nu își punea. Dar nu să-ți crească tot tuferi în drum, să închizi calea de rulare și de vizibilitate la mașini. Da, treaba lui că își pune sau nu își pune ceva bun. Dar curăță buneana aia care copacii care ieșeau efectiv în drum. Persoana respectivă era acasă sau era plecată? Nu vine nimeni. Are moștenitori. Acolo sunt morți amândoi proprietari. Dar au moștenitori. La București, la oameni, unde au ei treaba lor. E treaba lor să stea unde vor să lucrezi, dar poate să dea cuiva 50 de lei, să curățe la aici. Vă dați seama, omul e obligat să dea cuiva 50 lei. Credeți nu curăța pe ea acasă și nu e răutate și nu vrea să lucreze. Domnul Cătălin, câte persoane sunt plecate din comună? Așa. La câți oameni, câte case abandonate sunt? O să vedeți și la rece semnul la anul viitor. Ar trebui să facem o junglă în 2, 3, 4, 5 ani. Dacă cineva nu se îngrijește, pur și simplu un pic să-și curățe șanțul. Total de acord cu îngrijitul, dar nu credeți că sunt impozitele pe punctajul procentual? Nu, impozitul prea mare de 250 lei. Dar stabilește comisia. Băi da, dar totuși se pornește la 250 lei. De ce nu de la 20%? Încă o dată. Da, știu ce-mi spune. Vin înainte de ședință. Domnule, dar de unde știi când nu credeți că e prea mare? Dar ai venit să vezi cât e impozitul pe metru pătrat, ai venit să faci un calcul ce înseamnă 290% ca să zici dacă e prea mare sau prea mare. Domnul primar, eu v-am întrebat, dar să trebuie să nu spuneți dacă e prea mare sau prea mare. Nu așa, vă întrebi acum. Domnule, dar bine, documentează-te întâi, ești consilier local, poți să vii într-o după amiază, trebuie la 3 servicii, până la 4, îți punem la dispoziție toate documentele. Vă găsesc la 4? Și care nu vrei, și atunci acum vei puneți... Vă găsesc la 4, doamne? Vă găsesc până la 4 sau de la 4? Și la 6, asta era ideea. Văd când ideea ai, văd când vorbești foarte frumos, dar... Vine, domnule, știi, informează, vine că astea sunt la dispoziție, mai ales că ești consilier local. Vă găsesc acolo și la ora 18 și nu găsesc poate. Păi iată, băi, nu. O taxă pe teren. E undeva între 4 lei, 5 lei, 10 lei, cam teren la Târgu Ocna, teren arabil și am și locuință acolo. Așa. O taxă modică, e 4 lei, 5 lei, 7 lei, 10 lei. Pe teren. Pe teren. Pe teren. Nu vă vei. Da. Dacă adun toate taxele la un cetățean care are 800 de lei pe lună, să vedeți câte taxe s-a adunat. Domnul, dar acel om își îngrijește gospodăria. Dar nu te pune nimeni să îngrijești taxa asta. Dacă nu îți îngrijești gospodăria... Domnul Dorian, dar nu te pune nimeni să îngrijești taxa asta. Este vorba și de clădire, este vorba și de tot. Dar pentru alea neîngrijite. Pentru alea neîngrijite, care este ca aspectul general. Taxa va fi stabilită de către acea comisie. Dar va arăta dosarul. După aceea va fi o hotărâre de Consiliul Local individuală supusă și se va analiza dosarul de Consiliul Local. Știți cum spunea domnul Puiu Răbăsarul? Am sărit pașii. Deci știți că spunea, de asta există ședințe de comisii. Cătălin nu vine nici la ședința de comisii, probabil. Ședința de comisii a avut loc, domnule. Dar din câte ori ai trecut? Din câte ori ai trecut? Cum nu a fost la ședința de comisii? Ședința de comisii formată din Consiliul Local. Ce comisie? Ședința de informare, de dezbatere publică. Hai să scutăm un pic discuția. Domnule, acum ne abatem de la serios. Vă rog frumos să vă uitați pe acel regulament făcut și să chideți la finalul lui, spune clar și românește. Da, românește, dacă se constată de către persoanele menționate la litera C, da, pe terenul agricol, nelucrativ de 2 ani consecutiv, conform proceselor legale anuale, tralala și nu știu ce, terenurile și clădirile neîngrijite care intră sub incidența prezentului regulament se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. Deci noi hotărâm. Corect. Comisia constată și vine fața Consiliului Local. Și atunci Consiliul Local va hotărâ. Majorăm sau nu majorăm impozitul. Asta este. E la mâna noastră. Dar comisia nu este făcută. E la mâna noastră. Păi ce asta vreau să spun? Vedeți că nu citești? Lungim discuția inutil. Am citit, te rog. Eu în cadrul dezbaterii mi-am exprimat rezerva. Nu am spus mai mult decât rezerva. Faptului că sunt o serie de familii și am dat un exemplu, eu din lung, că atunci nu vreau să mă ajunge la familie. Deci e o familie care chiar nu are posibilități. N-are posibilități. Da, asta ne-am referit și noi. La asta mă referic. Locuința, mai mult. Gardul locuinței, degradat în proporție de 90%. Ce facem cu ei? Deci comisia o să propună și noi hotărâm sau nu hotărâm, că doar suntem oameni.
Suntem oameni acestei comune. Cunoaștem foarte bine. De asta zic că ne lungim în discuții inutile. Și o confuzie care s-a produs, am observat mai devreme. Taxa aceasta, care se va majora sau nu în funcție de hotărârea Consiliului Local, se adresează strict proprietății asupra căreia s-a propus majorarea. Adică nu crește taxa pe toate taxele pe care le ai la primărie. Îți crește taxa efectiv pe terenul pe care îl ai îngit. Nu așa, normal, că doar pe terenul respectiv. Că s-a majorat toate taxele. Da. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cinci. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Avem discuții? Supune la vot. Cine este pentru? Șase. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Iasău pentru anul 2021. Inițiator primar Iulian Budacă. Avem discuții? Avem favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? Abține împotrivă. Șapte. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2021 și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2022. Inițiator primar Iulian Budacă. Avem discuții? Avizul favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? Abține de vot. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind activitatea Poliției Locale pe trimestrul 1 și 3 al anului 2021. Inițiator primar Emilian Budac. Avem discuții? Avem discuții? Supune la vot. Cine este pentru? Da. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică a Comunei Iasău. Inițiator primar Emilian Budac. Avize favorabile. Discuții? Supune la vot. Cine este pentru? Abține. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția, realizare, canalizare și stații de epurare, extindere rețea de apă, în comuna Iasău, județul Bacău. Inițiator primar Emilian Budac. Avize favorabile. Avem discuții? Supune la vot. Cine este pentru? Modificarea ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul bursilor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Iasău. Inițiator primar Emilian Budacă. Avize favorabile. Discuții sunt la acest proiect? Supune la vot. Cine este pentru? Abține. 11 probleme evidenți. Extravilamul, și fondul forestier, deoarece e foarte mare, e vorba de 30 ceva de mii de hectare. Începem cu extravilamul și fondul forestier. Proiectul durate, durează, cred că, după cum zice, aproape 2 ani. Așa, după ce termină, da, după ce termină, o să vină în extravilam și inclusiv locuințe, toate terenurile vor fi cadastrate. La momentul când o să ajungă pe fiecare zonă, o să fie anunțați cetățenii, din poartă în poartă. Noi ne dăm concursul, punem la dispoziție toate documentele care au nevoie aici în primărie, cu cetățenii să vină și ei cu ce documente au. Deci, după ce se termină, sunt vreo 2 luni pentru contestații,
Nu știu că m-am interesat de treaba asta și după ce se termină... Am avut foarte mult întrebări pe tema asta, că s-a pus cultural. Foarte oameni nu știu, de le-am spus că este asta de ce ghidurat, o să fie anunțat fiecare... Că să nu fie la ei, că dat la mine, cum e să sunt destul. Prin zonă, da. Domn primar. Spune, domnul. Este o familie care a avut o babă bătrână, babă bătrână. Cum? Metaforic bătrână. General, așa. A avut o întreținere. Metaforic. A murit. A avut o întreținere, da. Și a murit. El trebuie să-i plătească în continuare gunoi. El nu are acte acolo, mătușa nu a avut, nu are niciun moștenitor, nu mai intră nimeni acolo, are un bordei de 3x3, nu mai e, plouă, nu intru, deci acolo nu mai intră nimeni. Nu se produce niciun fel de gunoi. Lui îi se cere bani pentru gunoi. A venit aici ca să obțină un act, nu știu ce, și a pus motivul ăsta că nu-i poate elibera, că nu i-a plătit taxa de gunoi al următoșa cu tare. Păi, i-a spus să vină aici, dar dacă nu vine. Nu cunosc pieța, dar depinde ce are. Dacă are un rol și el moștenește rolul, și o locuință acolo, absolut. Nevasta lui, într-adevăr, are un rol... Păi, când preierii activi dintre sine și activi și pasivi. Așa, dacă nu preierii mă... moștenirea și terenul și nu-i plătești datorii... Da, dar noi vorbim din gunoi. Nu? Dar nu știu ce e acolo, da, nu știu. Deci are rol doar că se folosește din teren, agricol. Deci gunoi nu știu. Construcția? Construcția, într-adevăr, are construcția acolo. Păi, îți fac de demolare, să o demoleze, dacă zici că nu o folosești și dacă nu o interesează, și atunci scapă de chestii. Rămâne doar terenul. Nu știu. Trebuie să mergem la taxi și vârste și ne interesează, exact. Nu știu nicio frate, de asta avem aparatul specializat. Dar în educația de anul trecut, dacă mi-aduc aminte, referitor la treaba asta, specifica, apropo de cei care au, nu stau într-o locuință anumită, se plătește taxa pe o singură persoană. Și acum, chiar la fel. Și acum, din taxa de socializare. Deci, ar putea să plătească taxa aceea pentru o singură persoană. Așa e legislația. Da. Că vrea, că nu vrea, pentru o singură persoană. Care e locuință? Dacă n-ar avea locuință, atunci ce n-ar fi? Dacă are rol, e locuința respectivă. Da. Dacă are rol pe locuința respectivă, da. Trebuie să plătească. Dacă nu are rol, nu are rol. Pentru singură persoană. Da, trebuie. Da, trebuie să plătească. Nu poți acolo, jos, că trebuie să plătească. E clar, da. Sau dar are datorii. Bătrâna respectivă a fost obiectul totului. Da. Până la moarte, ei au funcționat acolo și s-a coprins taxa aceea. Dacă a murit acum, un an de zile... Dați-vă că domnul Fuiu murit de vreun an de zile. Singurul problem să întreb dacă există o oportunitate la nivelul primării. Vreau să ajutăm biserica de la Maseu. Vreau să vă spun că la luncă, preotul lucrător de la biserica de la luncă a făcut un apel la cetățeni. Trebuiește să sprijine într-un fel sau altul, pentru că acolo a fost practic vina nimănui, da. Totul scurcesuit. Și păcat că... Noi am încercat să ajutăm cât am putut. Știu că în alții ani au mai fost care au mai ajutat familie. Dar financiar, legea nu ne permite, deoarece acolo e un asta de cult. E, așa? Și noi toate legile care avem, avem... Putem ajuta doar persoane fizice. Pe ajutoare de urgență se ajută pe 416 doar pe gospodăriile, că am încercat, ne-am documentat. Singurul ajutor pe care putem să-l dăm e la acele fonduri nerambursabile, numai că noi, având o procedură atât de bine construită, cu publicare în monitor oficial și cu toată transparența făcută, momentan cu acea procedură suntem finalizați. Singura rezultat este ca în anul următor să... Primul buget pentru statul nostru, pentru ei, special să fie, dar la viitor, acum... Dar e sub forță de muncă, putem să-i ajutăm măcar. De muncă, financiar, fiecare... Cât cu poate, dar noi care am fost, dar încercat să ajutăm cu... Fiecare zi. Bravo. O problemă semnalată de un cetățean în zona brigadă la primul pod, domnule primar, nevoie de decolmatare albe acolo, știți, cred că nu, în vorbență la podul Drar Joca. Mă treabă respectivul cetățean când o să ajungem în zonă. O
Poftiți? Iar să vedem că ați fost? Am fost în zonă acolo? Da, am fost în zonă, întrebați că am fost și am constatat și eu și am văzut în zonă. Zici mie, doamna Elena. Doamna Elena, și am fost în zonă, am stat de vorbă cu dumneai. De la Vale sau de la Vale? De podul de la Vale. Am stat de vorbă cu dumneai. Mi-a arătat, am văzut, am luat și eu la Vale. Da, de la Vale în prima oară. Asta am întrebat. Primul. Suport nu e de colmatat acolo și a spus că poate veni iar... Așa, acolo. La care pot ați înțeles dumneavoastră? Eu am tot. O să vină cu un utilaj mic, mare suport. Dar la Vale de Pod nu poate să atingă idealul ăla, că reactivează viitura. Deci? Ne-o interzis să ajungă să fie și eu, de suport, că acolo nu-i problemă. Păi mi-a rămas suport. Vrem suportul podului la deal, dacă e curățat. De la Vale apa se duce, să nu luați de aici, că reactivați viitura iar. Vine și la Vale, dacă am luat din mal. Linia pe mare, el pornește. Deci am fost, domnule, consilier, am fost întrebat, doamne. Eu mă gândeam că aveți prieteni, am zis să te depămătăm. Ieri am zis că am luat și n-am luat și mai de la noi. Am spus mai lucrând, mai nou, mai uși până din aia. Dar noi avem un proiect și acolo spune, 100 de metri, 10 de metri, pot să mă duc la... Da. Și în primul rând, pot să iei prea mult din albi. Când iei din albi, îi dai viteză la apă scurt mai tare. Până nu pot, nu? Da. E un problem, nu știu acolo. Cum faci la așa? Dar nu gândiți să nu știu cine, să iei bolvanii de acolo, să iei... Dar nu poți să faci chiar așa, după cum... Poți să iei. Cum faci chiar așa, cum să iei? Da. Cât se poate. Da. Alte, ți-ți poți la probleme diverse? Vă anunțăm că acum la ora 3 am invitat bătrânii aia care împlinesc 50 de ani de căsătorie, bătrânii, vârstnici, așa să-i facem un mic dar din partea primăriei și a poți simt local. Dar da, vorba de a fost de 50 de ani. Și vă rugăm să stați și dumneavoastră ca să stai aici, că n-am unde. Bună ziua și bine ați venit! Bine, și un mare la mulți ani, înainte de toate. Cum știți, vrem să ducem înainte acest obicei. A fost și până acum practicat. Și vrem să ducem cât o să mai putem și cât o să mai avem bani la buget. Că până la urmă tot din banii contribuabili. Și pentru dumneavoastră un mic gest din partea Consiliului Local. Astăzi am avut ședință de consiliu local și am rugat și consilierii să stea, că e frumos așa, în parte numai primarul, că nu el e o parte mai plecată din ei. Ce să vă zicem? Ne bucurăm că sunteți printre noi, ne bucurăm că, din păcate, taică meu nu mai este, asta e viața, dar ne bucurăm pentru cei care au mai rămas după minunile astea care am avut în luna octombrie, 22 de morți, 22 de decese aici, în comuna Său. Nu, în comuna Său. Da. Nu într-o lună, 22 de decese. Și zice că cel mai multe ar fi fost, ne spun fetele de la Starea Civilă, că ar fi fost 10 morți într-o lună. Și acum am avut 22 de decese. Deci vă dați seama că... Da. Cauza de COVID. N-am voie să întreb, n-ai, dar eu sunt curios. Că e COVID, că e necovid. Cum fost și alții, cu comorbidități și cu COVID-ul și cu... Dar domnule, ce să faci? Până la urmă, trebuie să-i spun legilor, am fi vrut să facem pe 31 decembrie, dar nu mai vin colindătorii ăștia, cum zic, măi, să o putem până acum pe 30. S-au mutat, legea nu ne permite, deci nu 31 și pe 1. Și astăzi am văzut ședința de consiliu, zic, hai să facem sărbătoarea asta. În partea noastră, o diplomat un plic la spate, un plic mic. Dacă e mic, suma, să-ți da, suma. Da, suma. Să începem din urmă. Sunt Sudru, Mitru și Elena. Din capul de ăsta. Da, din partea noastră, o mică atenție. Așa, la mulți ani. Mulți ani, sănătate. Fotoracă, Nicolae și Elena. Domnul Fotoracă, de la voi mai puțin, dar am văzut mai mult. Mulțumesc!
Doamna, nu? Nu. Da, vreți? Din partea noastră. Nu, doamna, să-ți chiar răzut. Să-ți cumplit. Să-ți cumplit. Să-ți Ia-i bucata mea. Ia-i casiera, casiera. Lugarul Simion și Irene. Hai să-ți propun. Eu știu amitănitul. Am zis, ea ceva, tu știu la rost. Nu, nu, Simion, am găștit, care Simion, da? Ia, trebuie, doamne. Doamne, ajunge. Doamne, să rămână, doamne, vedeți-o Alexandru și Elena. Și multă sănătate. Doamne, ajută. Grand Gheorghiță și Cătina. Aici. Care e o dinamită cu mișcarea pentru noi, da? Asta e. Doamne ajută, ca mulții urările noastre și multă sănătate. Mulțumim. Scoveicii Gheorghi și Natalia. Aici. Doamne ajută și multă sănătate. Să ajungi să anii noștri. Să da, acum vă rugăm să serviți o prăjitură și un pahar de vin care dorește, dar nu un pahar de suc.